Salutare, youtuberi! Ăsta e un acumulator 36 nominal, step down la 12V, farul, ăsta e întrerupătorul, o să vină și claxon la shopper, așa vine. Apăs o dată pe far, se aprinde lumina. Dacă sting și mai aprind o dată, pâlpâie, că așa ai făcut step down-ul, se pâlpâie așa. Sting, mai aprind o dată e farul. Și încă un buton, că aici o să vină claxon, încă un buton pe step down. Deci când eu când întrerup, el e legat tot timpul pe step down. Când întrerup, îi dau drumul la step down. Și aici am și angel eyes. Uite ce frumos. Angel eyes se aprinde. Asta e să leg un pic. Acum alungez filmarea. Să leg un pic să rămână angel eyes, dar nu vrea. Nu am un pic să-l pun aici, să-l întorc și pe ăsta. Ia să vedem, atât ar trebui să stea. Stă angel eyes-ul. Și acum prind și de aici să clipocească. Sau mai apăs o dată, nu mai clipocește. Stă prins. Acum stă prins farul. Clipește. Sting, aprind. Aprind. O să am pentru angel eyes întrerupător, nu mă deranjează, separat. Uite ce fain e angel eyes-ul ăla. Nu te bate la ochi, numai ca o poziție. Și nu te deranjează la ochi. Șmecher farul. Salutare, youtuber. Deci step down și acum step down nu bagă 9V și ceva. De ce? Pentru că acumulatorul are doar, e la minim, la 35V. Când va fi 42 full încărcat, până la 37 va băga 12V. O să măsor. E logic, dacă crește voltajul în acumulator, step-down-ul nu are regulator să-l țină fix. O să fie 12V. O să vină și cu claxon, shopper-ul. Și vine cu tot ce trebuie. Așa arată farul. Montat acolo pe cutie. Fain. Salutare.